Pompierii militari sibieni au intervenit în forță miercuri seara pentru a lichida un incendiu izbucnit la o șură din localitatea Boarta. Însă, până au reușit să lichideze focul, flăcările s-au extins și au cuprins și o casă din vecini. Un incendiu de proporție a izbucnit miercuri după amiază la o gospodărie din localitatea sibiană Boarta. Incidentul i-a pus pe jar pe pompierii militari. Inițial, focul s-a manifestat doar la o șură, dar apoi s-a extins și la casa din vecini. Până când pompierii au reușit să domolească focul, flăcările au distrus șura de fân pe aproximativ 300 de metri pătrați și acoperișul casei. Echipajele de pompieri din cadrul detașamentului de pompieri Mediaș s-au deplasat cu 3 auto speciale de lucru cu apă și spumă și o ambulanță Smurd la fața locului, intervenind și serviciul voluntar pentru situații de urgență și Eica Mare. Ajunse la fața locului, echipajele de pompieri medieșeni au constatat că flăcările se extinseseră și la acoperișul casei învecinate. În urma incendiului, flăcările au distrus acoperișul șurii pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați, fiind afectați și acoperișul casei vecine pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. Nu s-au înregistrat victime. Incendiul a fost stins în jurul orei 20:50. Cauza probabilă care a putut provoca izbucnirea incendiului este căldura acumulată, o reflectă care a produs aprinderea fânului șurii. Urmează acum ca proprietarii celor două imobile distruse să stabilească valoarea pagubelor.